Un incendiu a izbucnit în această dupamiază la un depozit de rumeguși din cadrul unui combinat de prelucrare a lemnului din drobeta Turnu Severin. Patru echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. În acest timp, cetățenii au fost avertizați cu privire la degajările mari de fum printr-un mesaj ro-alert. Un depozit de rumeguș din cadrul unei fabrici de prelucrare a lemnului din drobeta Turnu Severin a fost cuprins de flăcări în această după amiază. Imediat localizat, patru echipaje de pompieri din cadrul detașamentului drobeta Turnu Severin au intervenit de urgență pentru stingerea incendiului. Detașamentul de pompieri drobeta Turnu Severin a intervenit cu cinci autospeciale de lucru cu apă și spumă și toate forțele avute la dispoziție în cadrul detașamentului pentru stingerea unui incendiu la un operator economic. A ars rumeguși, pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați, fiind pericol de extindere la clădirile din zonă. Din cauza degajărilor mari de fum, a fost emis mesajul RO-alert, prin care cetățenii au fost avertizați să evite deplasările, dar și să țină ferestrele și ușile închise.